Și bărbații plâng câteodată și chiar dacă au trecut aproape 12 ani, lui Răzvan Lucescu îi dau lacrimile atunci când vorbește despre momentul în care și-a învins părintele. O lună, tatăl și fiul nu au vorbit despre meciul Șahtior Rapid și nici în familie, nici acum, după mulți ani, nu se discută despre asta. Răzvan l-a învins pe Mircea atunci și de când sunt în fotbal, împreună au câștigat 35 de trofee. A fost un șoc pentru că am realizat că era prima dată când eu mă bucuram pentru o înfrângere a lui. Da, da, tare de tot, da. Așa a fost frumos. Păi sunt momentele care sunt adânc întipărite și totdeauna astea, amintirile care îți rămân acolo undeva, e clar că rămân datorită unor trăiri speciale. Și aia a fost o trăire cu totul și cu totul specială. Parcă ar fi trecut o zi de atunci, nu o duzină de ani, dar amintirile sunt încă dureroase pentru Răzvan Lucescu. Familia era împărțită, iar Neli Lucescu, soția lui Mircea și mama lui Răzvan, a fost asistată de un medic în acea noapte. După deznodământ, după ce Rapid a învins pe Șahtior, tatăl și fiul s-au evitat o vreme. Vreo lună de zile noi n-am vorbit deloc despre acest meci. A fost foarte, dar acum ce foarte dur. Nici acum subiectul nu este deschis de nimeni. Deși o seară în familie nu are cum să fie fără fotbal. Pentru că împreună Răzvan și tatăl lui au cucerit 35 de trofee și medalii. Trebuie să îi mulțumesc total și să îi mulțumesc lui Dumnezeu că am așa un tată și o mamă. Bineînțeles, dar acum ne referim doar la tată. Mircea Lucescu aproape că nici nu mai are nevoie de vreo prezentare. A adunat cupe și titluri în trei țări, iar în 50 de ani de fotbal a strâns o avere estimată la 28 de milioane de euro. A plecat de jos. Erau patru băieți și o fată. Pe perioada iernii aveau două perechi de tenis la patru băieți, iar el, ca să poată să se ducă afară, să se joace, să joace fotbal, să facă ceea ce își dorea, le făcea lecțiile celorlalți frați și ca răsplată primea tenisii și ieșea afară. Lui Răzvan i-a oferit o viață fără griji, dar orice medalie are și revers. Multe vorbe în jurul meu te afectează și știi bine că rămâi cu aceste vorbe pentru o perioadă lungă. Ba că prietena mea era cu mine din interes, ba că prietenii de lângă mine aveau interes și că așa, ba că tot ceea ce obțineam, obțineam pe pile. A plecat de jos, de la zero. Probabil că și pentru asta a și stârnit foarte multă invidie, multă invidie care mai departe s-a revărsat asupra mea.